Victorie pentru Corvinul Hunedoara în primul meci din Liga a doua, în partida disputată cu Ceahlăul Piatra Neamț. Echipa Corbilor s-a impus cu 2-1 la capătul unui meci în care atitudinea și dăruirea au făcut diferența. Ambele formații au terminat meciul cu un om în minus. Drumul Corvinilor în Liga Secunda a început cum nu se poate mai bine, într-un meci în care cele două nou promovate au arătat că merită să respire fotbalul celui de-al doilea eșalon. Marius Lupu și Alexandru Neacșa au fost cei care au făcut ca stadionul să vibreze după ce au înscris cele două goluri. Ne bucurăm că am început cu dreptul, pentru că era important pentru moralul nostru să începem cu o victorie. Ne bucurăm că a venit chiar și după un meci mai greu decât ne așteptam și da, bine că am luat cele 3 puncte. Mă bucur că am reușit să înscriu. E important pentru moralul meu și pentru moralul jucătorilor. Contează probabil mai puțin cine înscrie, importante sunt punctele pentru că ne așteaptă un campionat lung și dificil. Mi-a plăcut a doua repriză, în schimb, implicarea noastră, implicarea jucătorilor care au intrat, toată lumea, țin să felicit pe toată lumea pentru că suntem un lot. Acum, după meciul ăsta, cred că avem 2 jucători accidentați, minim, alții cu probleme musculare. E și un pic tracula și simți altfel tensiunea. Acum, eu vreau să cred că ne-am descătușat și vom arăta mai bine. Eu le cunosc potențialul și tot asta le spun și jucătorilor. Trebuie să aibă încredere că multe lucruri le facem cu mintea noastră. E o sărbătoare pentru întreg județul și am mai spus-o de fiecare dată când am avut ocazia. E un prilej de sărbătoare pentru județ în primul rând. Nu e numai pentru echipă sau cei implicați. Corvinul înseamnă mult mai mult decât orașul Hunedoara. Au venit oameni și de la mine, de la Brad și din Călan am primit telefoane și din Deva, avem susținători și cumva mă bucură faptul acesta că avem susținerea asta. Circa 6.000 de suporteri au fost prezenți duminică pe stadionul Mihail Klein din Hunedoara, iar cei care au ales să ia loc în tribunele arenei n-au regretat decizia luată, pentru că primul meci din Liga Secunda a fost un adevărat spectacol după 15 ani de absență a Corvinului din acest eșalon.